Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și pentru azi avem un subiect pe cât de inedit, pe atât de interesant. Rabin de la mormântul regelui David despre uriașul asteroid de aur și venirea lui Mesia. Când oamenii de știință au anunțat descoperirea unui asteroid de aur, interesele lor au fost îndreptate spre cum s-ar putea deschide câmpul de exploatare al asteroidului. Dar oamenii care privesc spre cer mai mult pentru recompense spirituale au văzut această descoperire în mod diferit, ca având implicații legate de răscumpărare. Descoperit în 1852, Psiche 16, cum este numit, e relativ apropiat, parcat pe orbita dintre Marte și Jupiter. Asteroidul este excepțional în mai multe privințe. Este unul dintre cei 10 asteroizi masivi din centura de asteroizi cu un diametru mediu de aproximativ 225 de kilometri, ceea ce îl face cel mai masiv asteroid de tip M, metalic, descoperit până în prezent. Este atât de masiv încât poate fi observat efectul său gravitațional asupra altor asteroizi, ceea ce permite oamenilor de știință să-i măsoare masa. Rezultatele au arătat că este incredibil de dens. Spre deosebire de majoritatea asteroizilor care sunt corpuri stâncoase sau înghesate, oamenii de știință cred că asteroidul de tip M, metalic, Psiche 16, este compus mai ales din fier și nichel, asemănător cu miezul Pământului. Oamenii de știință de la NASA planifică în prezent o misiune, LINK, care va fi prima etapă a unui program de explorare a mineralelor din Psiche 16. Destinată lansării în anul 2022, nava spațială ar ajunge la asteroid la începutul anului 2026, orbitându-l timp de 21 de luni, pentru a face un studiu complet al asteroidului. Aceasta va fi prima misiune a NASA spre o planetă formată din elemente metalice. Acest lucru poate părea fantastic, având în vedere costurile astronomice care depășesc cu mult rezultatele, însă experții estimează că valoarea asteroidului este de aproximativ 700 kvintilioane dolari. Pentru cei care nu au avut niciodată un kvintilion de dolari, un kvintilion este cifra 1 urmată de 18 zerouri. Pentru a pune acest lucru în perspectivă, există teama că afluxul brusc al unei asemenea bogății ar putea duce la prăbușirea economiei globale, care este evaluată la o sumă neînsemnată de 75,5 trilioane de dolari. Această misiune spre Psiche 16 a fost planificată să reprezinte un prim pas al unei inițiative mai ample de exploatare a centurii de asteroizi, dar alte câteva misiuni sunt deja în desfășurare. Nava spațială NASA, OSIRIS-REx 1, orbitează un asteroid numit Bennu, care are o valoare estimată la 700 de milioane de dolari. Japonezii au trimis o sondă către un alt asteroid, Ryugu, având o valoare estimată de 82,86 miliarde de dolari. Industriile Deep Space și Planetary Resources planifică fiecare să exploateze asteroidul 2011 UW-158 în valoare de până la 5,7 trilioane de dolari. Dar haideți să vedem interpretarea biblică a acestui fenomen. Rabinul Iosef Berger de la mormântul regelui David de pe muntele Sionului a fost plăcut surprins când a auzit despre descoperire. Dar amuzamentul său s-a transformat în șoc când a auzit răspunsul NASA, care explică el nu se referă la locul asteroidului în răscumpărarea finală. Biblia descrie în mod explicit un fenomen astronomic, steaua lui Iacob, care va prevesti pe Mesia, a spus rabinul Berger citând un verset din secțiunea Torei, în care profetul neeveu Balaam a binecuvântat pe copiii lui Israel. Îl văd, dar acum încă nu este. Îl privesc, dar nu de aproape. O steară sare din Iacov, un toiac se ridică din Israel și va lovi pe căpetenile Moabului și pe toți fiii lui Set îi va zdrobi. Sursele evreiești, mai ales Zoarul, descriu stelele și alte lucruri care se întâmplă în ceruri înainte de venirea lui Mesia, a spus rabinul Berger. El a sugerat un motiv în spatele acestui fapt, referindu-se la șarpele de cupru pe care Moise a primit poruncă să-l facă pentru tămăduirea oricui ar fi fost mușcat de șarpe în deșert. Moise a făcut un șarpe de cupru și l-a montat pe un stâlp și când cineva era mușcat de un șarpe, se uita la șarpele de cupru și trăia. Numeri 21:9.
Ei nu se rugau la șarpe, dar când își ridicau ochii în sus, își reaminteau să se roage la cer, a explicat rabinul Berger. În zilele de pe urmă, toți vom căuta la ceruri din cauza acestor stele. Unii oameni vor putea vedea numai aurul și argintul sau propriul lor intelect și gloria lor, în timp ce alții îl vor căuta pe Dumnezeu. Rabinul Berger a explicat că, potrivit surselor evreiești, geul la finală, răscumpărarea, va reflecta exodul din Egipt. Rabinul a citat un verset din Biblie în care Dumnezeu a descris perioada de sclavie din Egipt, în timp ce promitea că evreii vor fi răsplătiți cu mare bogăție pentru suferința lor. Și a zis lui Avraam: știi bine că urmașii tăi vor fi străini într-o țară care nu este a lor și vor fi înrobiți și asupriți 400 de ani. Dar voi exercita judecata asupra națiunii pe care o vor sluji și în cele din urmă se vor elibera având multă bogăție. Geneza 15:14. Așa cum evreii au părăsit Egiptul cu mare bogăție, exact așa cum a promis Dumnezeu, perioada ultimului geul a răscumpărării va face parte din aceeași promisiune și va fi marcată de bogăție fără precedent, a declarat rabinul Berger pentru Breaking Israel News. Unii din Israel au luat acest dar și l-au folosit pentru a face vițelul de aur. Alții l-au folosit pentru tabernacul. Suntem binecuvântați să trăim într-o perioadă de bogăție fără precedent și ni se acordă posibilitatea aceleiași alegeri. Rabinul a sugerat că această bogăție și potențialul de îmbogățire care depășește ceea ce există în prezent pe pământ poate sugera ce formă va lua ultima geulă. Unii cred în mod eronat că Mesia va rezulta dintr-un proces dificil de suferință. Acest lucru nu este exact, a spus rabinul Berger. El a explicat că dacă nu-l merităm pe Mesia, răscumpărarea finală ar putea veni într-o manieră terifiantă, caracterizată de război oribile, nenorociri și dezastre naturale. Cealaltă posibilitate, explică rabinul, este ca Mesia să fie incredibil de plăcut. Aceasta este ceea ce noi numim Achișena, a spus rabinul Berger. Dacă merităm acest lucru, Mesia va veni înainte de timpul stabilit, într-un proces gradual, elaborat, accentuat de miracole. Acesta este Mesia care va fi însoțit de semne cerești, poate chiar de asteroizi din aur solid. Câteva note explicative. OSIRIS-REx 1 va călători spre un asteroid aflat în apropierea Pământului, numit Bennu, și va aduce un mic eșantion înapoi pe Pământ pentru studiu. Misiunea a fost lansată pe 8 septembrie 2016 de la stația spațială Cape Canaveral. Așa cum a fost planificat, nava spațială va ajunge la Bennu în 2018 și se va întoarce cu o probă pe Pământ în 2023. SOAR sau Zohar, literal splendoare sau strălucire, este o lucrare fundamentală în literatura despre gândirea mistică evreiască, cunoscută sub numele de Kabbalah. Este vorba de un grup de cărți care conțin comentarii despre aspectele mistice ale Torei, cele 5 cărți ale lui Moise, și despre interpretările scripturistice, precum și despre misticism, cosmogonie mitică și psihologie mistică. Nu se știe cu exactitate cine este autorul Zoharului, făcându-se în continuare cercetări în această direcție. Cartea a apărut în Spania în secolul al XIII-lea, devenit cunoscută prin intermediul agenției lui Moses de Leon. Deși mulți cabaliști susțin în continuare că Zoharul a fost scris de Shimon Bar Yohai, majoritatea cărturarilor sunt de acord că Moses de Leon este cel care a alcătuit corpul principal al cărții și, posibil, alții din cercul lui spre sfârșitul secolului al XIII-lea și începutul secolului al XIV-lea. Într-un articol din Enciclopedia Iudaică se face referire la o poveste de pe acest subiect care spune că, după moartea lui Moses de Leon, soția acestuia a primit o sumă considerabilă de bani de la un om bogat pe nume Iosef, în schimbul cărții originale după care a fost făcută copia. Văduva ar fi mărturisit atunci că soțul a fost autorul cărții și că ar fi ales să-i atribuie lui Shimon Bar Yohai pentru a face profit. Povestea arată faptul că existau încă de pe atunci persoane care i-au atribuit Zoharul lui Moses de Leon, părere susținută și de scriitorul cabalist Iosef Ibn Bacar, care considera lucrarea plină de erori și milita împotriva ei.
Zoharul conține patru tipuri de exegeză biblică: peșat, înțelesul literal, remez, aluzia, deraș, anagogia și sod, înțelesul mistic. Inițialele formează cuvântul pardes, paradis, care a devenit numele celor patru semnificații, dintre care partea mistică este cea mai importantă. Partea timpurie a Zoharului, cunoscută sub numele de Zohar al HaTorah, este formată din mai multe scrieri incluse în trei volume. Volumul 1 pe tema Genezei, volumul 2 pe tema Exodului și volumul 3 pe tema Leviticului, Numerelor și Deuteronomului. Alături de aceste trei volume au mai fost tipărite câteva cărți mai mici: Sifra Ditzniuta, Idra Raba, Idra Zuta, Midrash Haneleam, Idra de Vei Mashkana, Hekalot, Raza de Razin, Saba de Mishpatim, Tosefta și Sitrei Torah. De-a lungul timpului au fost găsite alte manuscrise care se referau la Zohar și care nu au fost incluse în edițiile tipărite. După ce a apărut cea de-a doua ediție a Zoharului, manuscrisele au fost adunate și aranjate în funcție de subiectul abordat și au fost tipărite în diferite ediții. Rabinul Joseph Berger, descendent direct al regelui David, a explicat că înființarea statului Israel și războiul de 6 zile au fost minuni evidente și că trăim astăzi la începutul erei mesianice. Crearea unei astfel de coroane, a spus el, și unirea celor 70 de națiuni ale lumii în jurul proiectului va grăbi sosirea regelui. Timp de 2000 de ani, Israelul l-a așteptat pe Moșiac, Mesia, a spus rabinul Berger. Ca simbol al credinței noastre că această perioadă de așteptare s-a încheiat, ar trebui să pregătim o coroană, deoarece primul act al Moșiac va fi restaurarea dinastiei davidice, care va fi vizibil diferită de orice altă regalitate care a existat vreodată. Berger are un puternic interes personal în proiect. El este fiul rabinului Shalom Berger, liderul spiritual al miilor de membri al sectei Mishkolț a evreilor hasidici. Rabinul Joseph Berger poate să-și urmărească descendența familială din tată în fiu, direct până la regele David. A doua venire a lui Iisus pe pământ se apropie, este previziunea rabinului israelian Berger, care susține că omenirea va suferi schimbări importante în 2022, an în care se va forma o nouă stea care va fi vizibilă pe cer, iar acest eveniment anunță sosirea Mesiei, spune rabinul. Berger afirmă că în Tora iudaică se vorbește despre ridicarea unei stele deasupra Israelului, moment astronomic care va coincide cu venirea lui Iisus pe pământ. Rabinul vorbește și despre informațiile profetice oferite de Cartea Zohar, o importantă carte de misticism a evreilor din secolul XVI. Acolo, conform lui Berger, scrie că Mântuitorul va apărea odată cu formarea noii stele, programată pentru anul 2022. Berger se bucură de aprecierea peste 3 miliarde de persoane din întreaga lume. Presa israeliană susține că multe din profețiile sale s-au împlinit de-a lungul timpului. Ce scrie în Biblie despre venirea lui Iisus? Matei 24, 37 cu 39. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, a idoma se va întâmpla și la venirea fiului omului. În adevăr, cum era în zilele de dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic, până când a venit potopul și a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea fiului omului. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun că părerile voastre despre aceste subiecte contează. Secțiunea comentarii de mai jos este un forum de dezbateri civilizate. Vă anunț respectos că toți cei care nu vor respecta regula bunului simț și care vor încerca să descurajeze fanii noștri să lase comentarii, vor fi blocați. Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Pe curând!